Iisus are multă grijă de copii, nu ne dă dar, pace și mult har. Iisus binecuvintează pe copii, nu ne dă dar, pace și mult har. Dragi copii, ne discutăm sfântați, o cântare despre Iisus. Thank you.
ca loc bun ca să fie ales Regele Cerului pe Pământ. Mama.
încă mai poți să te numești copil. Dacă mai am părinții în viață, încă mai poți să te numești copil. Când ca toți așezai la pietul mamei, întregul suflet ție l-a înviorat. Cât de ferinți erau atare lacrimi, îndată totul ție l-a înviorat. Dar când în lume nu mai ai pe nimeni, te simți străin și nu ai cui să spun. Nu poți ca să-l destai noi orice cum. Voi toți aceștia ce-ați rămas în lume, orfani nemângâiați și părăsiți, mai este ceruri pentru voi un tată. Domnul dorește ca să porți în suflet și în ființa ta cât pe pământ trăiești. El înțelege plânsul de suflioape, orfanilor le e tată și mama, iar pentru vădul voi o crutitor. Acesta este Dumnezeul nostru.
Salutăm că astăzi primă.
fost pe lista bisericii de rugăciune, însă astăzi, în mod special, vrem la binecuvântarea micuțului Thomas, încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze toată casa noastră. Și tare mi-ar place la sfârșitul adunării să aud din partea fratelui Ionică glasul lui Iosua de altă dată, eu, cât și casa mea, vom sluji Domnului. Frate Ionică, priviți încă o dată. Va veni ziua când vă veți împuțina, vor zbura rând pe rând. Și când veți prinde o ocazie ca aceasta, cum am făcut eu anul trecut, acum un an de zile, și fata din America, și cea din România, și cei din Viena, i-am prins aici, dintr-o dată am apărut cu ei în fața bisericii și încă o dată am stat înaintea poporului și am zis, alegeți voi, faceți ce vreți, cât despre mine. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar Ionica, ai ocazia încă o dată în seara aceasta, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregii adunări, să rostești cuvintele acestea. Însă, până atunci, eu aș vrea ca să citesc un cuvânt și cu toată biserica, cu toți cei care doresc binecuvântarea micuțului Thomas, atunci când vom rosti numele copilașului, să răspundem cu amin, adică, Doamne, așa să fie. Amin. Numeri, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Thomas. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Thomas. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Thomas. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru că în Cartea Evreilor, Apostolul Pavel spune că acest Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu care a binecuvântat pe copiii lui Israel și din vremea când Harul a trecut la neamuri și și-a lărgit familia, oameni din orice familie de pe pământ, orice seminție, de orice limbă, și-a lărgit familia lui împărătească și familia Motovna face parte din această mare familie a lui Dumnezeu. Fie ca în seara aceasta Dumnezeu neschimbat să dea binecuvântarea lui, micuțului lui Thomas și întregii familiei Motovna. Voi lua copilașul în brațe să înalți o rugăciune de binecuvântare în numele Domnului Iisus și aș vrea cu toată adunarea să sprijinim prin aminul nostru. Și după rugăciunea pe care voi înălța, aș vrea să intrăm într-o rugăciune în comun cu toată adunarea. Aș vrea cei care ați venit din România, de la Kaffenberg, frații și surorile de aici, fratele păstor din biserica, cu toții să ne îndreptăm glasurile către Dumnezeu, să zicem, Doamne, binecuvintează casa aceasta. Amin. Și fă, Doamne, ca să fie o priveliște. Amin. Să fie o binecuvântare. Amin. Mi-aduc aminte de un cuvânt și vreau să vi-l citesc pentru voi. În mod deosebit în seara aceasta, însă aș vrea să fie pentru toate familiile din biserică, din locul acesta, auziți cuvântul lui Dumnezeu, spune, iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului, oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Frate Ionic, aș vrea din toată inima, dumneata cu soția și copiii pe care vi-a dat Domnul, să fiți semne și minuni. Acolo unde v-a așezat, să fiți o lumină și o sare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tată Sfânt din ceruri, în numele lui Iisus te binecuvântăm în momentele acestea. Îți aducem închinarea și gloria și îți mulțumim pentru seara de har cu care ne-ai întâmpinat. Mulțumim de prezența Ta în mijlocul nostru. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care este la lucru. Și îți mulțumim că încă o dată Te-ai plecat spre noi în locașul acesta. Te-ai îndurat și prin Evanghelie și prin Duhul Tău Te-ai atins de inimile noastre. Binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Îți mulțumim din toată inima că Tu L-ai creat pe om după chipul și asemănarea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu L-ai creat pe micuțul Thomas. L-ai țesut, Doamne, într-un chip așa de minunat. Îți mulțumesc pentru chipul care L-ai dat. Și îți mulțumesc că L-ai dăruit, L-ai făcut cadou familiei Motovna.
binecuvântăm numele Tău în seara aceasta, nume pe care vrem să-L așezăm peste ființa aceasta, peste micuțul Thomas, la porunca Ta, în numele Lui Iisus, Tată din ceruri, așez numele Tău peste ființa Lui, pentru a fi binecuvântat din clipa aceasta, pentru tot restul vieții Lui. Tată din ceruri, Te rog să ai în vedere creșterea Lui, dezvoltarea Lui, Doamne, dăruiește-i o creștere armonioasă, sănătoasă, Doamne, ferește-L de orice se pare rău, Doamne, de orice primejdie, de tot ce părinții Lui nu pot să-L păzească, Doamne, mâna Ta să fie o crotire. Știm, Doamne, prin cuvânt ce am auzit încă o dată în seara aceasta, că Tu nu dormi și nu dormitezi, ci că ochii Tăi, Doamne, îl urmăresc, îl ocrotesc și îl călăuzesc. Te rog din toată inima să fii alături de El de aici încolo pentru tot restul vieții Lui, Doamne. Aș vrea din toată inima să-I dai binecuvântarea Ta în această seară. Doamne, ceea ce vrei Tu de la El, pregătește Tu, Doamne, în timpul creșterii și dezvoltării Lui, ca atunci când va fi mare, Doamne, să fie o unealtă binecuvântată la dispoziția Ta, Doamne, pentru generația în care L-ai așezat, în care s-a născut, Doamne, să ducă mai departe vestea bună a salvării. Doamne, Te rog din toată inima să faci un Toma credincios din El, Doamne. Aș vrea din toată inima să-L faci o binecuvântare pentru familia în care L-ai dăruit. Și apoi cu toată familia să fie o binecuvântare în societatea în care I-ai așezat. Doamne, Te rog să Te atingi de El în momentele acestea. Doamne, atinge-i mintea Lui și fă, Doamne, ca să se dezvolte într-un mod, Doamne, armonios și plăcut. Atunci când va merge la școală, Doamne, să-L faci un exemplu și o binecuvântare pentru colegi, pentru copii. În biserică, de asemenea, fă-L o binecuvântare. Doamne, Te rog din toată inima, fă această casă să fie, Doamne, un semn, o minune, Doamne, pentru generația noastră. Îți mulțumim din toată inima că în seara aceasta, Doamne, ai găsit cu cale să-I dai binecuvântarea lui Thomas. Îți mulțumesc că Te vei îngriji de viitorul lui, Te vei îngriji de creșterea lui, Doamne, Te vei îngriji de nevoile materiale și spirituale, Doamne. În mâna Ta vreau să-L așez în seara aceasta, Doamne. Acum când îl dăruiesc din nou mamei lui, Doamne, prin credință îl dăruim binecuvântat de Tine. Îți mulțumesc din toată inima că Tu, Doamne, L-ai binecuvântat. Mă rog pentru mama lui să Te atingi de ea în seara aceasta, Doamne. Să-I dăruiești o inimă plină de dragoste, Doamne. Plină de iubire pentru creșterea lui Thomas și a celorlalți copii. Doamne, umple de blândețe și de bunătate, Doamne. Doamne, Te rog din toată inima să o întărești. Te rog, Doamne, să fii alături ei, Doamne, și să o sprijinești. Doamne, dacă a mai rămas răni în trupul ei după naștere, tămăduiește Tu în clipa aceasta, Doamne. Doamne, însoțește-ți Evanghelia cu semne, minuni, Doamne, ca poporul Tău să crească în credință și în putere. Mă rog din toată inima să-L binecuvintez pe fratele Ionică în momentele acestea. Ca tată la 8 copii, Doamne, întărește-L. Doamne, îmbracă-L cu putere de sus, cu înțelepciune. Dăruiește-i sănătate, Doamne, să poată câștiga pâinea de toate zilele. Te rog din toată inima să-L faci un preot în casa Lui. Doamne, Te rog, fă să înțeleagă, Doamne, că El și casa Lui vor moșteni cerul. De aceea fă-i să fie în orice vreme gata pentru întâlnirea cu Tine. Mă rog încă o dată pentru toți cei 8 copii ai lor, Doamne, să-I binecuvintezi și să-I faci o binecuvântare, să-I faci o priveliște, Doamne. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, că ne-ai dăruit în această biserică ca frați și surori. Doamne, îi luăm cu mulțumire ca din mâna Ta să frații noștri, cu ei vom moșteni cerul. Te rog în seara aceasta încă o dată, umple-i de bucurie, Doamne, umple-i de pace, umple-i de speranță, Doamne, de nădejde în Tine și îți mulțumim că ei binecuvântat. Acum cu toată biserica, Doamne, vrem să-I binecuvântăm. Ascultă rugăciunea poporului. Te binecuvântăm din toată inima, din familie noastră să faci, Doamne, case puternice în care să domnești Tu. Te binecuvântăm, Doamne, le închinăm Ție. Îți aducem slava și gloria și Tu să fii binecuvântat în toți vecii. Aleluia. Domnul spunea, Tată, aș vrea ca eu și cei pe care mi-ai dat-o să fiu acolo. Asta aș vrea să fie rugăciunea Ta, frate Ionică, rugăciunea noastră, bărbaților, care avem familii. Doamne, aș vrea eu și cei pe care mi-ai dat să fim acolo în țara de sus, în țara de sus. Vreau să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru familiile noastre, pentru copiii noștri.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica Domnului. Aleluia. Nu ne-a lăsat singuri, nu ne-a lăsat orfani în lumea aceasta. Ne-a dat pe lângă familia noastră, ne-a dat și o familie mai mare, biserica Amin. Domnului. Aleluia. Și ne simțim binecuvântați de El în locul acesta. Vreau cu toții să ne închinăm în inimile noastre. Putere ca să zboare.